Câteva mii de pelerini au venit la mănăstirea Hadâmbu în noaptea de înviere din dimineața de duminică 24 aprilie 2022. Imediat după miezul nopții, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare, a ieșit prin sfintele uși împărătești pentru a oferi lumina credincioșilor veniți din țară și din străinătate la acest moment liturgic. Veniți să primiți lumină! Veniți să primiți lumină! Lumina oferită celor prezenți, aprinsă de pe Sfânta Masă, care simbolizează mormântul Domnului Hristos, a fost din cea care a ajuns din Ierusalim în țara noastră la București și apoi la Iași. Cu emoție sfântă și cu multă credință în înviere, aceasta a ajuns în mâinile creștinilor. Soborul slujitorilor, din care au mai făcut parte protosinghelul Iorest Goraș, ieromonahul Gherontie Nistor și ieromonahul Arsenie Ștefan, s-a îndreptat apoi spre exteriorul bisericii acoperământul Maicii Domnului, în dangătul clopotelor Măreții Clopotnițe. Aici a fost proclamată învierea și s-a citit Sfânta Evanghelie de la Matei 28:1-16. Bucurați-vă, iar ele apropiindu-se au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpitenilor preoților toate ce li s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii, ținând sfat, a dat bani mulți săstașilor și le-au zis, să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat de când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregători, apoi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă, iar ei luând bani mi-au învățat. Hristos s-a înviat! Adevărat s-a înviat! Hristos s-a înviat! Adevărat s-a înviat! Hristos s-a înviat! Adevărat s-a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, ceea ce ne închinăm Sfinte Învierii, cele de-a treia zi. A urmat procesiunea cu prapuri și cruci în jurul locașului de închinăciune, în timp ce s-a cântat de mai multe ori Hristos a înviat. În fața ușilor bisericii s-a purtat apoi dialogul nopții de înviere, așa cum este rânduiala în această zi. Soborul preoților și credincioșii au intrat în biserică ca semn al biruinței lui Hristos asupra morții și asupra iadului, unde a continuat utrenia.
Timp de câteva ceasuri, copiii, tinerii și oamenii încărcați de ani, care au conștientizat măreția celei mai mari sărbători a creștinătății, s-au rugat împreună cu părinții mănăstirii, ascultând și cântând împreună cu strana frumoasele cântări din această noapte. Cinstiți ziua, ceea ce ați postit și ceea ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi, masa este plină, ospătați-vă toți, vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței, împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de obște. Puneți este iadul de biruința, înviata Hristos și tu ai fost nimicit, sculatul sau Hristos și a căzut diavolii, înviata Hristos și se bucură îngerii, înviata Hristos și viața stăpânește, înviata Hristos și niciun mort nu este în groapă, că Hristos, sculându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har, cu al său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. La momentul chinonicului, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a citit pastorala la învierea Domnului a înalpreasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În timp ce pelerinii au primit pâinea sfințită, cunoscută sub denumirea de Paști, părintele stareț Nicodim a adresat câteva gânduri în cel de-al 32-lea an în care săvârșește, cu mijlocirea Maicii Domnului, sfintele slujbe din noaptea de înviere. Cine nu se bucură în ziua și în noaptea învierii? Cine nu are ceva pe masă mai bun ca în alte zile în ziua învierii? Cum spune, veniți cei ce ați postit, cei ce n-ați postit, și bucurați-vă și mulțumiți lui Dumnezeu. Și noi, din inimă, din suflet, să iertăm totul pentru învierea lui Hristos. Să știți că sunt foarte mulțumit sufletește, de 32 de ani strâng continuu ce înseamnă bucuria învierii, să fim prezenți în casa Tatălui nostru, la Sfânta Dumnezească Liturghie. Plăcuții lui Dumnezeu sunt prezenți în această noapte, deși săptămâna patimilor, cei care v-ați îngrijit sufletul și v-ați căutat atât de frumos de suflet, ținând tot postul, v-ați spovedit, împărtășit cea mai mare binecuvântare pe fața Pământului este că frățile voastre v-a învrednicit milostivul Dumnezeu și ați avut această mare binecuvântare stând toată noaptea la slujba învierii, la Sfânta Dumnezească Liturghie. Câtă bucurie este în fața lui Dumnezeu, deși este datoria noastră morală să simțim cu adevărat învierea lui Hristos și să o resimțim doar atunci când asistăm și participăm la toată slujba învierii. Mare bucurie am în suflet, în afară de fiii mei duhovnicești, care de 32 de ani au făcut această ascultare și sunt primii la cină și Sfânta Liturghie, de nelipsiți în sărbători mari, Crăciun, Paști și toate sărbătorile și duminicile, și câțiva dintre dumneavoastră, cei care vă văd an de an, și cei care ați venit pentru prima dată, poate, ați văzut câtă mulțime de popor a venit și câți au rămas. Și bucuria învierii
să vă ajute, să vă aducă multă, multă lumină în casa dumneavoastră, să vă aducă multă liniște, sănătate trupească, sănătate sufletească și la cei bolnavi să duceți bucuria în vie. Și eu încă o dată mă plec în fața dumneavoastră și vă mulțumesc că n-ați fost înșelați de cel rău și ați participat la toată slujba înviere. Mă doare sufletul, întristată mi-este sufletul, de 32 de ani am strigat la toți pelerinii credincioșii care vin în toate colțile țării la învierea Domnului, dar anul acesta n-am mai strigat afară, să spun totuși că e păcat, e păcat, să luăm doar lumina. Mulțumesc frumos, mulțumesc din inimă și mulțumesc lui Dumnezeu că existați în viața bisericii și vă mulțumesc din suflet că iubiți această frumoasă mănăstire, care de altfel știți cum spun eu, Măicuța Domnului este stareța acestei sfinte mănăstiri. Ea o să vă răspătească cum va ști mai bine și la tine și la cei mai în vârstă. Să vă ajute Maica Domnului, Hristos a înviat! Liturgic s-a încheiat pe esplanada din fața catedralei mănăstirii Hadâmbu cu sfințirea ouălor, cărnurilor și a brânzei. Spre mâncările acestea de carne și le sfințește pe ele precum ai sfințit berbecul pe care ți-l-a adus credinciosul Avram, mielul pe care ți-l-a adus jertfa Abel, vițelul cel gras care ai poruncit să se junghe pentru fiul cel rătăcit și apoi întors către tine. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ziditorule, făcătorule a toate, binecuvintează brânza, ouăle acestea. Și pe noi pe toți ne păzește într-o bunătatea ta, gustând dintr-un însele, să ne umplem de darurile tale cele date nouă cu prisosință. Există pelerini care participă de 32 de ani la înviere în așezarea monahală din schitul Hadâmbului sau care pot număra doar anii în care nu au reușit să ajungă aici în această noapte sfântă. Pe lângă harul, bucuria și pacea revărsate de Mântuitorul Hristos, la mănăstirea Hadâmbu s-a adăugat și binecuvântarea Maicii Domnului. Aceasta, deoarece în străvechea așezare monahală din Dealul Mare, se află icoana făcătoare de minune a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care a izvorât mir de mai multe ori, după cum Maica Domnului, când Iisus a fost pus pe cruce, jelea și plângea cu lacrimi și roaie. Slujbele frumoase continuă în aceste zile la mănăstirea Hadâmbu, când cei de departe și cei de aproape vin în acest loc, altădată părăsit și uitat, atât pentru rugăciune, cât și pentru liniște și frumusețe.